Se spune că televiziunea este un virus care nu se vindecă? Priviți dovada! Iată-ne în mașină, după mai bine de 16 ani, în drum spre platoul de filmare. Totul a pornit în urma unei discuții în glumă între noi, glumă care a fost pe placul vechiului prieten Gelu de la TVT. Astfel ne-am pricopsit cu o emisiune culinară, mai mult sau mai puțin. Unitate specială, cu siguranță, de bucate. Deci, să-i dăm drumul. Eu zic că era fain dacă prindeam Paștea din mai, știi, numai. Că făcea o chestie, ceva, miel cu nu știu ce. Cu ciongorigi, ligirigi, eu știu ce. Mă, crescut mielul. E oaie. Oaie, berbecuț. Putem și oaie dacă ai știi să faci oaie. Păi, putem încerca ceva de oaie. Deci mergem, luăm o miel care va fi o oaie și facem o... Eu zic să încercăm un gulaș de oaie. Nu sună rău. Te văd cam ceaun, tot ce trebuie. Avem totul. Hai, hai să-i dăm bătaie. Ăștia cu apa. Asta e, șoferii. Ai, ai. Oaie la ceaun. Tare. Hai să vedem. Deci, avem ardei. Ardei sunt ăștia. Ardei capia, da. Ardei capia. Avem... Tot din Turcia, cred că. Avem oaie. Capia de oaie. Bucăți. Avem usturoi verde. Usturoi verde. E verde. Mirodenii. Și aici? Mirodenii. Așa? Așa multe mirodenii? Da. Bun. Avem o roșie. Urmașa ultimelor roșii, așa. Avem o grămadă de ceapă. Avem și asta picăturile de nas, că ăsta e bun de picături de nas. Că dacă e o liniuță, s-a desfundat nasul și acolo... Mai avem carne care nu e încă tocată. Bun. Care, cum începem? Care e faza? Hop, și avem apă. Chiar mi-e sete. E apă, așa. Și avem, din ulei nu beau, avem și ulei. Bun. Tocăm restul de carne, o tăiem măruntă. O tăiem măruntă, cine știe. Cu asta trebuie să ai grijă cu cuțitele astea. Da? Taie tare. Taie. Deci am tăiat el, adică restul de carne. Unde intervin dacă trebuie, nu te descurci. Sunt cu iată ganul aici. Așa, se aruncă în oală. Așa, stop, un moment, am prins mișcarea. Se bagă cuțitul pe desubt și se aruncă. Bun. Deci asta trebuie bucăți măruntă, cât mai măruntă, așa? Nu foarte măruntă, trebuie așa, ca pentru gulaș. Da? Da. Avem 5 kg de carne de oaie aici. Din 5 kg de carne de oaie? Bun, păi dar cam câte porții din 5? Sau câte trebuie să... O să avem vreo 20 de porții. Da? A, bun. Bă, nu sunt răi ăștia capi ăștia. Fac bun, ardei bun turci ăștia. Bun. Carnea e bine să fie așa... Mai pulpă, mai piept, să fie cu un pic de grăsime. Ca să iasă... Să faci economie la ulei. Gulașul bun. Adică și a grăsimea, gulașul nu mai trebuie să pui ulei, să pui altceva. Să pune... E, punem puțin și ulei. Nu, dar ia de pe, din grăsimea... Exact. Faza a doua. Să vă arăt ce fac cu roșia asta. Să vedem ce faci cu roșia asta. Chiar așa. Ce
roșia aia. Așa. Unde pleci cu roșia? Aici. Stai, să arătăm că e gol, că să nu cadă lumea că e făcut deja dinainte, știi? Deci e gol, nu? Așa, bun, deci, ăsta l-am făcut la o șatră de țigan căldărar. Da. Și ai auzit următorul lucru, înainte de a-l folosi, da? Să-l dai cu roșie. Să-l frecăm cu o roșie. De obicei se freacă cu săpun dacă are greu, știi, ca să nu curgă, da? Mergi cu roșie? Nu, cu roșie. Așa, se freacă. Pentru că fiind din cupru, da, dacă are urme de oxidare, așa, poate ajunge la spital. Roșia îl curăță. A, bun, am înțeles. Să sperăm. Și după roșie mai spălăm sau rămâne așa cu... Nu, spălăm. A, spălăm. Am zis că îl mâncăm cu roșia... Cu roșia coclită. Așa, mă. A, deci pentru asta era apa. Ei. Apa asta pentru asta era. Ca și dumneata se gândește așa cu... Pardon, scuze-mă. Ai putea să... Da. Iei cârligul ăsta de aici, cârligul, da. Eu zic să-l plătești tu că... Fii atent, frate. Margaret Thatcher. Corona. Cârligul e românesc. Așa. Și unde-l pui? Aici. Am construit un dispozitiv special pentru ceaun dintr-o jantă de autobuz. Dintr-o ce? Jantă de autobuz, vezi? Facem foc în ea, se încălzește, hai, se încinge. Da, mă, fii atent. Hai să-i dăm foc. Cui? A, la jantă, bun, am înțeles. Lemnelor din jantă. Gata, unde-i? Focul! La ultimele trei bețe, dar nu spunem la nimeni, nu știe. Dar puteam să nu mai pregătim nimic azi, că s-a terminat bețele. Atenție! Fire! Fum! Unde-i fum e? Unde-i fum e și căldură. Fum! Gata! Dar practic asta... Deci... Nu trebuie multă scândură, că o ține înăuntru, nu, sau cum, deci geanta asta. Da, se încinge și e practică la foc mic. Mamă, s-a dat drumul. Ce frumos arată. Deci, pe lângă capia asta, asta vă mai trebuie și o geantă. De autobuz. Voi care curse sau desfințate. Au tras pe dreapta și luați degențile. Bun. În timpul cât focul se pregătește, ce facem? Ceaunul l-am spălat. Îl punem un pic să se usuce de apă. Îl dăm un pic de pe foc să pregătești ceapa. Acum s-a uscat. Aha. Punem ceapa. Ce faci? Punem ulei. Nu foarte mult, cât să călim ceapa, că... Focul este acolo și nu te da pe mine. Este... Oricum, carnea destul de grasă. Nu trebuie tăiată foarte mărunt. Te ajut cu ceva? Ai încredere, a? Eu zic nu. Bine, gata. Hai să terminăm cu ceapa asta. Ceapas. Ceapa de... Soldat universal. The Universal Soldier. Haide, eroare. Cum e acolo la ceaun? La ceaun? La ceaun e plin de ceapă. Deci, am terminat cu ceapa. Exact. O să o punem la călit. La cine? La călit. A, la călit. Am înțeles. Hai. Hai. Stai.
Tu ești șofer. Stop! Stai! Bună apa. Așa. Bun. Învârtim la foc. Da. Care e prea mic. Mai punem pe foc. Trebuie să prăjim ceapa puțin. Adică, ia trebuie să facă pss, pss, pss. Exact. Arată. Mai pun pe foc? Nu. O lăsăm vreo 10-15 minute. Băi, dacă mănânci toți ăștia, ce dracu? Trebuie să mai luăm ceva, nu? Da. Păi ai zis că un capia dacă mănânc nu-i mare lucru. Da, da, dacă am băut toată berea e mare lucru. Păi... Mă duc până la butic? E aproape? La colț. Du-te, dacă eu cred bere nu merge. Hai, că mă duc. Du-te. E gata, trebuie să punem carnea. Mamă, ce culoare! Haide, e caramel! Gata, la carne! Stai că o tragem un pic lateral. A, așa, ha? Ce zici? Putem să le vindem ca dulciuri. Super! Carnea? A, să așa. Lingura, unde e? Uite aici. Băi, stai cu minte. Băi. Băi, ce faci? O tragem pe foc. Așa. Cum ce fac? Așa. Și acum? Bă, eu nu mă pricep. Bă, m-a dat și în ochi fumul. Așa. Hai să o tragem un pic așa la foc. Acum trebuie amestecată într-una ca să nu... Într-una sau în două? Într-una. Și norul ăla e ceva de groază. Bă! Nu băga cuțitul acolo. Hai să pregătim. Așa, deci ăla merge, da? Da, până tai o ardei, da? Tu mai învârți în ăla. Da. Bine? Da. Deci tu tai tu ardei, nu te mai învârți în ăsta. Dar nu cu cuțitul, mă! Nu cu cuțitul. Poaia nu, poaia nu, las că iau eu cu lingura. Ardei pune numai la urmă. Da, da, ardei la urmă. Să n-apuce să se moaie, să se înfiarbă. Dacă se moaie, nu-i bine. Nu. Așa. Ăștia-i tăiem lunguieți, numai așa. Cum îi tai? Lungi.
Hai, pune înăuntru. Auzi, mai un pic și n-o să mai avem ardei. Da, să încerc și eu. Chiar vrei? Lung, știu. Da, dar cum e, ce e greu pe lung? Pe lung nu e greu. Nu e greu. Da, bun, și după aia ce urmează? Deci? După aia pregătim mirodenile. Bă, nu mă speria. Nu tai cuțitul? Ba da, nu trebuie fâșiuțe, așa, nu? Ba da, ba da. Nu mă speria. Acum stă, nu? Lăsăm așa la foc mic sau cum? Lăsăm la foc mic. Încă. Și ce urmează? Sau e gata? Mai vine ceva puc? Nu, vin mirodenile și... Așa? După aia ardei și usturoiul. Deci ne apucăm de mirodeni acum sau... Hai să ne apucăm, să le avem făcute, nu? Păi tu știi. Hai! Hai! Bun! Dăm niște coriandru. A, pe eu m-am apucat de ele. Coriandru. Coriandru. E în borcanele. E în borcanele. Care e coriandru? Ăsta. Coriandru. Acolo avem circa 5 kg de carne. 2 tone de ceapă. Da. Punem liniștit. Da. 2 lingurițe de coriandru. Da. Punem niște enibahar. Nu punem prea mult. Nu, nu. Nici într-un caz. Asta nu-i bine să mănânci așa, că astea, nu? Da, da. Mai bine las-o acolo. Punem niște piper verde. Zic așa, 2 linguri jumate. Așa. Și punem niște piper de ăsta roz. Ăsta e foarte aromat. Nu iute. Dar e foarte aromat. Piper roz. Roz. Da. Dar ce culori frumoase au. Păi da, verde și roz. Și? Hai să le spargem puțin. O să dureze puțin până le mărunțăim. Ai, ce miros. Ai. Miroase bine, nu? Durează un pic. Vezi? Nu e așa ușor cum crezi tu. Gata-i. Gata-i, ce fac el? Nimic. Mai punem niște... Așa? Mai punem niște ierburi aromate. Așa, aromate. Aici sunt frunze de dafin. Da. De asta am auzit. Da. De pe timpul în ce context? De păi, mai trebuia la nu știu ce. Atunci erau numai frunze de dafin, cred că. Așa, frunze de dafin. Le spargem și pe astea puțin. Așa. Punem o linguriță de salvie. Ai mai învârtit acolo? Am mai învârtit, acum am învârtit. Cum să nu? Imediat când vreți. Rozmarin. Hai să vii să vezi ce pun. Da, vin, pe, dar nu pot să învârtesc să stai acum. Deci, imediat. Neapărat cimbru. Ai zis ceva de marin? Rozmarin. Ah, rozmarin. Rozmarin. Dar asta e verde, cum e rozmarin? Ai rozmarin, am înțeles. Așa. Cimbru, da? Cimbru. Îl facem picant sau nu? Să-l facem mai ușor picant, așa, mai... Atunci punem dacă numai așa. Dacă ai și musafiri la masă, zic să-l faci mai... Mai două... lași... Le mai dai... Separat, nu? Da, surplus, da. Cine vrea mai picant... Uite, punem mai... așa 2 lingurițe de... De roșu marin. Da, de... Chili, fulgi de chili. Ăsta-i. Mamă, cum arată.
Când e carne aproape făcută, așa, cam cu jumătate de oră înainte de a fi gata. E cam gata? Nu cred. Opa, opa, sare afară. Deci ăsta, da? Da. Ăsta e perfect, îl punem, da, înainte cu jumătate de oră de a fi gata, ca să-și gata elibereze toate aromele. Când e înainte cu jumătate de oră de a fi gata? Vedem acum. Ah, vedem, gata, hai. Aici n-ai învârtit cum trebuie. Cum n-am învârtit? Păi adică am... Deci am învârtit, dar... Mai durează mult? Nu de altă, dar îl văd pe Cosmin că filmează luna deja. Măi, mai durează vreo jumătate de oră să se pătrundă carnea. După așa, care punem restul și în 10 minute e gata. Da. A, deci... Oricum ne prinde noaptea. Am înțeles. A, e clar. Da, da, ca să iasă ceva bun... Durează. Măi... Ia să vedem cum e, că... Ăsta, ăsta ar trebui luna să fie... E, luna e tot mai puternică, carnea e tot mai slabă, nu? Ar trebui să... Ar trebui să fie, nu? Să fie gata, ia să vedem. Luna e tot mai tare, carnea e tot mai... Moale, moale. Sperăm. Sperăm. Asta a fost o oaie adevărată, cred că. Cu experiență, ca să zic așa. Deci s-a vândut-o la loc de berbecuți, de mieluți. Eu zic că până când tăiem noi usturoiul și restul, hai, ia să mai moaie. Hai la usturoi. O mai lăsăm un pic? Da, pune-i capacul ăla, poate o prăgezește, știi? Așa. Așa. Deci, luăm ceapa. Usturoiul. Usturoiul, adică usturoiul. Ardeii i-am pregătit. Da. Au, stai așa. Mirodenile se pregătesc. Mirodenile. Da. Pune mirodenile prima. Pune mirodenile. Capacul. Polonicul, unde e ăsta? Lingura. Aude, vezi să nu băgăm pe foc. Lasă, că n-are treabă. Să nu scapă ăsta cu totul, nu? Hai de mine, de că arunc eu și tu amestecă. Îl arunc înăuntru? Uaaa! Nu! Uai, ce aromă! Uai de mine! Pe ustură să-l tăiem foarte simplu. Cum? În două. Puteam să tăi și în două. Da. Zic că trebuie o tehnică, ceva. Nu, trebuie așa în două. A, nu, așa în două tai tu. Să-i bagi așa cum sunt. Da. Așa. Și așa. Așa, mă? Așa mare îl punem. Hai. Hai să vedem. Ia dă tu capacul. Eu și du tu capacul. Dau eu capacul, nu? Da, da, da. Du tu, ia tu capacul, că... Tu amesteci, sau cum? Tot, aruncă-l acolo. Vai, cum poate să arate. Și te-ai gândit ceva lângă... Punem ardeiul și trebuie să mai punem sare. Să nu uităm de sare la urmă, da. Să nu se întărească carnea, da? Da. Hai, ține tu astea. Așa. Așa. Capacul. Lingura. Bag ardeii. Punem 3 lingurițe de sare. Nu facem foarte sărat. Toarnă ardeii cu totul acolo. Nu știu eu. Gata. Băi, am gata toți. Bun ardei. Îi mai lăsăm 10 minute la foc mic și gata. Să punem mălaiul, nu? Da. Ia. Hai să-l punem așa. Să nu aducem lanterna. Eu știu. Da? Ce zici? Ca să simt să învârți la... E și mai interesant. Mămăligă la lanternă, îți dai seama.
Că... Ia stai să vedem ce e asta. Ia stai să vedem. Dă-mi punga să te scap de ea. S-a conturat. S-a conturat. Se mănâncă bine, ha? Hai, ce miroase de frumos! Ce frumos haideți, miroase! Hai, avem o mămăligă de gulaș de oaie! Ce mai așteptăm? Hai să mâncăm! Cum o tăiem asta? Vezi că ți-o tai imediat!